Dragilor, bine v-am regăsit, sunt gazda dumneavoastră Sorin Lucac și iată-ne împreună la un nou episod, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii frumoase desfășurate pe site-ul editurii Herald, Sănătate și imunitate. Astăzi este alături de noi Delia Robescu, instructor yoga, jurnalist și vom vorbi despre yoga, despre sănătate, despre felul în care yoga influențează sistemul nostru imunitar și sănătatea, cât de importantă este respirația în yoga pentru sistemul nostru imunitar, pornind de la o recomandare de carte, așa cum facem întotdeauna pentru dumneavoastră, dragi cititori, Hatha Yoga, Context, Teorie, Practică, de Michael Burley, o carte publicată în colecția Tantra și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Sănătate și Imunitate. Iată așadar, pe lângă coach, pe lângă nutriționiști, pe lângă fitoterapeuți, psihoterapeuți, iată, a venit și rândul unui instructor de yoga să ne vorbească despre cât de importantă este practica yoga dincolo de cărți, pentru că, iată, cum pomeneam puțin mai devreme, în cadrul acestei superbe cărți Hatha Yoga a lui Michael Burley, vorbim de context, vorbim de teorie, vorbim și de practică. Și atunci când vorbim de practică, ne gândim cât de importante sunt exercițiile din yoga, posturile, asanele și tot ceea ce reprezintă yoga pentru sănătatea noastră, mai ales în acest, aș spune eu, încercat ultim an din viața noastră, când pandemia, iată, ne-a dat de furcă. Și bineînțeles că foarte mulți dintre noi au suferit pierderi și crize suprapuse unele peste altele. Și iată, sănătatea noastră a fost cumva încercată, indiferent că vorbim de cei care au avut COVID sau de cei care nu au avut. În orice caz, lipsa mișcării, lipsa exercițiilor fizice, aș spune chiar un soi de sedentarism, asociate, bineînțeles, și cu tulburări alimentare, cu mâncatul excesiv, compulsiv, emoțional, nu știu, cu consumul de alcool, am aflat că și acesta ar fi crescut. Iată, toate acestea coroborate pe fondul anxietății, al impredictibilității și al unei nesiguranțe, incertitudini în ceea ce privește viitorul, ce va fi, iată, toate acestea au avut un impact, spun eu, foarte puternic asupra sănătății noastre fizice, dar și mentale. Și venim cu aceste remedii, cum de altfel este și yoga, ce facem să restabilim echilibrul sănătății noastre, echilibrul sistemului nostru imunitar. Bună, Sorin, și bună cititorilor editurii Herald. Mă bucur că m-ați invitat din nou. Ce pot să vă spun? Am să vă spun din experiența mea personală, pentru că îmi place să vorbesc și din cărți, dar sunt mai autentic atunci când împărtășesc experiența mea de viață. Și o să spun din punctul meu de vedere cum a ajutat yoga în toată această perioadă. Vorbesc de ultimul an în care ne-am confruntat cu toții cu această pandemie. Pot să spun că eu fac parte din cea de-a doua categorie, cum spuneai mai devreme. Eu nu am făcut COVID. Am încercat să mă gândesc dacă cumva are legătură cu faptul că am practicat yoga într-un mod foarte regulat. Și cred că este o legătură, pentru că cumva yoga te aduce într-o stare de echilibru. Vorbim de echilibru emoțional, vorbim de faptul că cumva practicând yoga se realizează un, știi, starea aceea de coerență între minte și inimă. Că spuneai mai devreme că ai vorbit cu un psihoterapeut. Se spune că inima noastră este cel mai puternic câmp electromagnetic din univers. Evident că și creierul nostru este foarte puternic, știm undele cerebrale și felul în care funcționează.
Și contează foarte mult cumva să aducem prin sentimentele pe care le nutrim, și anume de recunoștință, de pace, de liniște sufletească, să transmitem creierului niște mesaje pozitive și niște impulsuri, de liniștite, astfel încât creierul nostru să nu reacționeze și să nu aibă acele, impulsuri neregulate care îi dau semnalul că este în pericol, organismul este în pericol, și atunci știi că se declanșează acea reacție luptă sau fugi, da? Stresul în organism. Și ok, reacția asta este bună pentru că ne ajută să supraviețuim, însă când se întâmplă în mod regulat în fiecare zi sau de câteva ori pe zi, deja întregul nostru sistem este tulburat și imunitatea noastră scade și apar problemele de sănătate. Iar yoga asta face, practic te aduce într-o stare de liniște, îți calmează mintea. Și atunci creierul nu mai este ocupat cu, te apere de pericole, și e ocupat cu lucruri mai frumoase, respectiv să construiască un sistem imunitar mai puternic, da? Și să ne ajute să ne relaxăm într-un final. Cum am reușit? Spuneam de yoga, că nu este numai neapărat o practică fizică, deși există această prejudecată, că yoga este așa un fel de stretching. Yoga este o disciplină care se adresează deopotrivă, cum spuneam, minții, sufletului și corpului. E adevărat că practica fizică ne ajută foarte mult, pentru că spuneai mai devreme că am experimentat, să zicem, o perioadă în care sedentarismul era, da, la ce să facem, stăm în casă, eventual stăm la computer, ne mișcăm prea puțin. Yoga în sensul ăsta ne poate ajuta. Există foarte multe, posibilități de a face yoga chiar și acasă, prin intermediul acestor clase online. Slavă Domnului că e și online ăsta bun la ceva. Și la asta. Și poți practica chiar și acasă clase de yoga și sunt absolut minunate. Și practic prin intermediul acestor asane de Hatha Yoga, tu devii mai prezent în corpul tău, înveți să-ți asculți corpul. Cumva este și o muncă mentală, pentru că trebuie tot timpul să îți depășești anumite bariere fizice și cumva te stimulezi să fii mai bun, să practici, să ai niște aliniamente riguroase ale corpului. Și fiind ocupat să faci aceste practici fizice, practic mintea nu mai poate să sfugă departe și să construiască tot felul de scenarii de astea apocaliptice, ce se întâmplă, cum se va întâmpla, când se va sfârși pandemia sau mai știu eu ce. Ce frumos la o clasă de yoga este că este complexă, are o parte de centrare în care te liniștești și vii mai aproape de sufletul tău și poți să-ți asculți sufletul. Are o parte de tehnici de respirație care sunt deosebit de importante și la care apelez ori de câte ori am un moment stresant. Este lucru care mă scoate imediat din starea aceea de stres și mă aduce într-o stare de calm. Și chiar o să vreau să facem împreună un mic exercițiu, să-mi spui și pentru cititori să simtă pe pielea lor practic cum este să respiri conștient și ce efecte poate avea o asemenea tehnică. Evident, este partea fizică în care se practică asane. În Hatha Yoga se țin anumite posturi timp de câteva respirații. Deci ai timp să te așezi în tine, să îți asculți corpul. Și poate partea cea mai plăcută și cea mai relaxantă este meditația de final, este o meditație ghidată în care cu adevărat poți să experimentezi liniștea din tine,
pur și simplu se așterne liniștea și ai acces la starea aceea care ar trebui să fie starea noastră naturală, de liniște, gândurile dispar, este doar un ocean de liniște și atât. Și e minunat. Și lumea ar trebui să fie mai puțin reticentă la această practică yoga și să lase prejudecățile la o parte și să nu se gândească că e neapărat ceva religios sau ceva, nu știu, aparținând unei secte, pentru că există și aceste prejudecăți. Și să vină cu inima deschisă și să încerce, pentru că chiar poate să le schimbe viața în bine. Și spune-te. Eu cred că în ultimul timp lucrurile astea s-au schimbat foarte mult în conștiința oamenilor și anume faptul că dacă în urmă cu 20, 25, 30 de ani poate că oamenii aveau această reticență, acum mă gândesc că lucrurile s-au schimbat mult pentru că uite, există cărți. În afară de cărți există tot felul de guru, de maestri spirituali, de instructori de yoga, de foarte mulți români care au fost plecați în India să studieze într-un ashram sau să studieze în apropierea unui maestru spiritual și au aflat foarte multe lucruri și cu siguranță lumea e puțin mai deschisă și probabil că tu ca instructor de yoga și numărul de participanți pe care i-ai la orele de curs și implicarea lor și dorința lor de a cunoaște cât mai multe lucruri, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, este de fapt un soi de recunoaștere a faptului că yoga este o binare între ceea ce înseamnă spirit, între ceea ce înseamnă minte și inimă și suflet. Nu doar faptul că ne gândim la yoga ca o formă de practică meditativă aparținând unei, din punct de vedere dogmatic, unei alte religii din Asia îndepărtată și așa mai departe. Cine pune una pe o carte, două, trei și citește și se informează și apoi vine la un curs, iată, și află niște lucruri, cu siguranță va avea mintea open mind, da? În așa fel încât să primească toate aceste informații. Așa este. Uite, dacă îmi permiți, am uitat să spun despre faptul că Hatha Yoga este și o practică energetică. Și practic lucrăm cu energie, ca să zic așa. Știu că poate sună un pic ciudat, dar lucrul acesta s-a demonstrat și științific. S-a demonstrat, există un cercetător japonez care a demonstrat faptul că avem un corp fizic, evident, pe care îl vedem cu toții și avem și un corp energetic. Iar acest corp energetic este străbătut de acele meridiane energetice din tradiția chineză și de cei 7 centri energetici, chakrele, respectiv chakrele noastre. Și prin tehnicile de respirație sunt și o formă de manipulare a pranei, a energiei vii. Și noi putem, avem această capacitate ca prin propria noastră respirație să ne schimbăm energiile în corp și dacă avem energii stagnate, energii negative, le putem curăța și putem aduce energie proaspătă în corp. Și dacă vrei, putem să facem un exercițiu practic în cele ce urmează. Sigur că da, chiar îmi doresc, da. Da, este o tehnică pe care eu o fac invariabil la începutul fiecarei clase de yoga. Se cheamă Nadi Shodhana. În sanscrită, Nadi înseamnă canale, deci canalele energetice, și Shodhana înseamnă curățare. Deci la nivel energetic se face o curățare a canalelor energetice. În plan fizic, este o practică ce echilibrează activitatea ambelor emisfere cerebrale, stânga și dreapta. În felul ăsta, mintea devine calmă, căpătăm o anumită claritate a minții, dar nu mai suntem în gândurile alea care ne înnebunesc și aducem și energie în corp. Și o să vezi, este o stare de liniște, dar în același timp corpul nostru este energizat. Și se realizează în felul următor. Întâi o să îți arăt și apoi o să practicăm împreună un minut, dacă ai la dispoziție. Cu mâna dreaptă,
Vom lua degetul arătător și mijlociu și le vom poziționa în spațiul dintre sprâncene. Să vedem cum o să faci tu cu ochelarii. Așa, perfect. Cu degetul mare vom bloca nara dreaptă. Bun. Și vom inspira pe stânga. Blocăm nara stângă cu degetul inalar și expirăm pe dreaptă. Putem să închidem ochii, atenția în spațiul dintre sprâncene. Inspirăm pe nara dreaptă. Blocăm, expirăm pe stânga. Inspirăm stânga. Blocăm, expirăm dreapta. Inspirăm dreapta. Blocăm, expirăm stânga. Inspirăm stânga. Blocăm, expirăm dreapta. Inspirăm dreapta. Blocăm, expirăm stânga. Inspirăm stânga. Blocăm, expirăm dreapta. Și încă o dată inspirăm dreapta. Blocăm, expirăm stânga. Eliberăm palma, putem să o așezăm pe genunchi, inspirăm și expirăm normal, profund, pe nas. Putem să deschidem ușor ochii. Și spunem cum te simți. Bine. E bine? Bun. Atenția în această tehnică trebuie să fie în spațiul dintre sprâncene, acolo unde este cea de-a șasea chakra, cel de-al treilea ochi, da? Chakra intuiției. Dar dincolo de orice explicație mistică, în spatele acestui punct se află glandele pituitare și pineală, cele responsabile pentru starea noastră de bine. De simplu fapt că noi ne ducem atenția în interior, către aceste glande, deja organismul nostru lucrează pentru starea noastră de bine. Deci sunt niște modalități atât de simple și de la îndemână prin care putem să dăm la o parte stresul și să facem liniște în minte și în suflet. Dacă vi se pare prea complicată tehnica, nu știu, poate există, e nevoie de mai mult exercițiu, putem să facem o respirație simplă. Inspirăm pe nas numărând până la 4, expirăm pe nas numărând până la 4. Atât de simplu. Și stăm câteva minute cu atenția pe respirație. Evident, coloana trebuie să fie dreaptă, pentru că se spune că în dreptul coloanei este, cum se cheamă, canalul energetic principal, da? Și trebuie să curgă energia prin corp. Și stai câteva minute și respiri conștient și deja, nu știu, capeți o altă claritate și o altă stare de spirit. Un alt exercițiu pe care îmi place să-l fac și la fel se poate face oriunde, la birou, într-o zi în care suntem copleșiți de tot felul de task-uri, este pur și simplu să stăm plouă cu lumină. Și ne imaginăm cum plouă cu lumină și ne acoperă acea lumină din creștetul capului până spre degetele de la picioare. Și la fel ne imaginăm cum toate grijile, tot stresul se curăță odată cu acea lumină. Cum acea lumină pătrunde în fiecare cotlon al ființei noastre și curăță tot. Și rămânem la sfârșit luminoși, calmi, liniștiți. La fel, este o tehnică la îndemâna oricui. E nevoie de puțină imaginație și câteva minute și e suficient. Apropo de partea aceasta de practică, uite, am găsit un foarte, foarte scurt citat pe care aș vrea să-l împărtășesc cu tine și, bineînțeles, și cu cititorii noștri, cititorii Herald. Hatha Yoga nu caută pur și simplu experiențe transcendente. Obiectivul ei este să transforme corpul uman pentru a face din el un vehicul demn de realizarea sinelui. Mi se pare
extraordinar un astfel de îndemn și un astfel de mesaj. E adevărat, cumva Hatha Yoga s-a născut din dorința, nu neapărat din dorința de a lucra corpul, ci de a-l pregăti pentru posturile meditative care aduc la starea aceea de iluminare. Deci, practic, pregăteam corpul pentru iluminarea sufletului, cam asta era scopul inițial. Dar evident că și practica fizică este minunată și, ce să spun, dezvoltă în plan fizic, dezvoltă o grămadă de abilități. Îți crește flexibilitatea, chiar rezistența, chiar forța. Articulațiile sunt, cum să spun, se realizează o creștere a nivelului de lichid sinovial în articulații, chiar s-a demonstrat lucrul ăsta. Adică sunt atât de multe beneficii pentru sănătate, încât nu văd de ce n-am încercat măcar o dată să vedem cum ne simțim după astfel de practică. Foarte pe scurt, tot pentru cei care își doresc să afle aceste lucruri. Noi am vorbit despre faptul că respirația este extrem de importantă pentru sănătatea noastră și pentru sistemul imunitar, poate mai importantă decât conștientizăm. Pentru că avem senzația că este un dat. Bun, respir, da? Există mai multe forme de respirație? Nu. Ar zice cineva care nu știe despre ce este vorba. Eu respir și atât. Nu, e foarte important felul în care se face respirația. Și tu știi cel mai bine acest lucru. Doi, meditația. La fel, este foarte importantă meditația zilnică, care nu necesită foarte mult timp. Nu avem nevoie să petrecem o oră sau ore zilnice de meditație. Nu trebuie să facem călătorie astrale, adică lumea este foarte, cum să spun, cumva intimidată. Dom'le, eu nu pot să meditez, eu nu pot să stau, eu nu am timp, eu nu pot să mă concentrez, îmi fug gândurile. Este perfect așa, adică nici măcar nu este nevoie să-ți oprești gândurile. Trebuie doar să te duci în spatele gândurilor și să iei acea postură de observator al gândurilor tale. Să le privești cu detașare, să observi cum apar, cum se duc, cum apar alte gânduri. Deci rămâi în spate și doar observi. Nu trebuie să oprești mintea să mai gândească, pentru că e foarte greu. Probabil cei iluminați ajung la starea asta de, cum se spune, de void, în care nu se întâmplă nimic, este liniște și atât. Și să menționăm faptul că ei ajung după zeci de ani de practică. Exact. Adică nu poți să ceri unui om de pe stradă să nu mai aibă gânduri după 5 ședințe de meditație sau nu se poate. Acolo e vorbim despre cu totul și totul altceva. Da, și referitor la respirație, noi adevărul este că respirăm superficial. Nu respirăm, nu ne umplem plămânii cu aer cum ar trebui. De cele mai multe ori avem respirația aceea claviculară. O respirație yogină este mult mai complexă, implică respirație abdominală, respirație la nivel toracal și clavicular. Deci umplem, inspirația este mult mai profundă, expirația este mult mai profundă. Prin aceste tehnici de respirație pe care le facem în cadrul claselor de yoga, practic putem să mărim capacitatea pulmonară, ceea ce este esențial, mai ales în contextul ăsta pandemic, adică niște plămâni sănătoși altfel fac față unei boli de genul acesta. Și poate nu se, în caz că se întâmplă nefericitul eveniment să facem acest COVID, nu apar complicațiile. Deci și din punctul ăsta de vedere, yoga este minunată. Adică chiar putem să prevenim apariția unor complicații de boli respiratorii și nu numai. Iar vis-a-vis de meditație, este suficient să-ți aloci și 10 minute pe zi dimineața. Este absolut perfect. Te poți concentra la fel
se poate face o respirație conștientă, da, atenție pe inspir, pe expir, pe calitatea aerului. Ne, pur și simplu ne conectăm cu respirația noastră. Putem face, dacă nu avem alte, nu știu, alte idei de cum să medităm și ce să facem, pur și simplu putem să ne ridicăm vibrațiile, ca să zic așa, nutrind sentimente plăcute, sentimente de recunoștință, de fericire, amintindu-ne momente fericite din viața noastră. Și în felul ăsta noi ne ridicăm, da, nivelul de energie și ajutăm organismul să lupte și să fie într-o stare bună de sănătate. Să nu lăsăm să lase garda jos. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă despre practica yoga. Astăzi am stat de vorbă cu Delia Robescu, instructor yoga și jurnalist. Pornind de la o recomandare de carte, este vorba despre Hatha Yoga, Context, Teorie și Practică de Michael Burley, o carte publicată în colecția Tantra a editurii Herald. Delia Robescu ne-a explicat cât de importante sunt de fapt tehnicile de respirație, meditația, practica meditativă, câte 10, 15, 20 de minute în fiecare zi, în fiecare dimineață, în funcție de timpul fiecăruia. Cât de importantă este până la urmă yoga pentru sănătatea noastră, pentru sistemul nostru imunitar. Am discutat în cadrul acestei frumoase și aș spune eu, nu doar frumoase, dar extrem de utile campanii sănătate și imunitate, mai ales iată în contextul acesta când sper eu și sperăm cu toții, suntem spre finalul, spre sfârșitul acestei pandemii. Mulțumim din suflet, Delia Robescu. Mulțumesc, felicitări pentru inițiativă, e minunată și keep up the good work. Și veniți la yoga. Mulțumim din suflet, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!